A revenit frumoasa primăvară. Copacii parcă sninși de atâta floare, dorinți copilărești, renăscătoare, fac inimile noastre să tresară. Iubire e în razele de soare și farmec în acodrului fanfară și visuri dulci în liniștea de seară, în cer și pe pământ e sărbătoare. Clipele se scurg ireversibil din clepsidra aurie a timpului și iată-ne ajunși la ultima lecție acestui an de învățământ. Este o lecție de bilanț a visurilor, succeselor și realizărilor. Anii de școală, nimic mai frumos, nimic mai trecător, este o clipă, o sclipire. Sunt apele unui râu de munte, curate ca lacrima și repezi ca visele. 7 petale furate din basmul copilăriei, 7 mărgăritare desprinse din izvorul nesecat al cunoștințelor, efort și talent, toamne lângă primăveri, visul cheamă peste zări. În acest frumos sfârșit de primăvară, cu această minunată ocazie, elevii noștri au pregătit un recital concertistic la care vă invităm să vă delectați auzul în speranța de a vă cuceri și a vă descreți măcar pentru un moment frunțele. Vizionare plăcută!
Thank you.
You are as high.
Elevilor care mai rămân în școală, le dorim succese, perseverență în anii de studii, dragoste pentru carte, apreciere pentru părinți și respect pentru profesori. Anul acesta a fost unul rodnic. Ne bucură faptul că am înregistrat rezultate frumoase și sperăm că în viitor vom progresa, iar elevii noștri vor duce faima școlii chiar și peste hotarele țării. Succesele elevilor sunt mândria școlii și a cadrelor didactice. Pentru rezultatele elevilor au fost menționați și pedagogii cu diplome de recunoștință. La educarea copiilor au pus umărul și părinții. Astfel, unii din ei s-au ales cu scrisori de mulțumire. Pentru asta, vă și mulțumim! O contribuție esențială în educarea și promovarea instituției noastre o are secția cultură a Consiliului Raional Ocnița în numele doamnei Angela Cruchevici. Vă mulțumim cordial pentru suportul financiar și motivațional!